Cezaro atunci consideră misiunea la Eurovision îndeplinită. S-a făcut auzit, cunoscut și și-a promovat stilul. Sunt foarte mulțumit. Eu cred că totuși ne-a făcut istorie și Cezar a rămas în istoria, în istoria Eurovisionului ca un artist de excepție și cu o voce chiar extraordinară. Ieri am primit un compliment sincer cu mâna pe, pe pieptul meu din partea lui Lorin, din partea Jean-Paul Gaultier, personalități importante. Cezar susține că sistemul de votare de la Eurovision avantajează țările nordice și pe cele din fosta Uniune Sovietică. Știm bine că Eurovision, din păcate, este o loterie geopolitică. Cred că dacă aș fi, eu am și dublă cetățenie, să cred că dacă aș fi participat pentru Italia cu proiectul pe care l-am avut anul acesta, cu siguranță câștigam. Până mai ieri seară eram favorit să câștig titlul. Din păcate, acele cifre, voturi, chestii n-au făcut, ne-au dat peste cap, dar eu cred că 13 este un loc, zic eu, onorabil, și mai ales că avem Anglia în spate, Germania, artiști cu milioane de vânzări. Cezaro lucrează acum la un nou album și are programate mai multe concerte în perioada următoare.